unde s-ar putea să ajungă și Raul Rusescu. O adevărată colonie alcătuită din fost jucător de Liga 1 la Osman Lispor. O acțiune periculoasă acum a lui Hupert. Hupert o pasă în centrul careului pentru Jansen. Și este 1-0 pentru Alkmaar. Vincent Jansen deschide scorul în minutul 11. Nu, Marcus Henriksen a fost cel care a punctat. Marcus Henriksen, mijlocașul ofensiv din formația lui Jon van den Brom. Henriksen la capătul acestui contraatac foarte bun. Încă o dată pasa, n-a jucat mingea Jansen. El era în poziție neregulamentară, el era în offside. Serviciul lui Hupertz pentru Henriksen a fost unul perfect și formația oaspete conduce cu 1-0. Să vedem însă reacția Astrei. Trebuie să existe o reacție din partea formației lui Marius Șumudică. Cel care a marcat, Marcus Henriksen, este un jucător norvegian în vârstă de deocamdată bine păzit. Minge trimisă pe jos. Iată șutul fundașului central și este 2-0 pentru Alkmaar. 2-0 pentru formația olandeză. Două goluri marcate în mai puțin de 3 minute de trupa lui Jon van den Brom și, dacă am văzut bine, este o dublă a lui Henriksen. Iată din nou cornerul bătut oarecum surprinzător. A șutat fundașul central van der Linden. Șutul său a fost blocat de William de Amorim și golul îi aparține lui Vincent Jansen. De această dată a marcat Jansen atacantul, n-a mai înscris în mijlocașul ofensiv. Două goluri în mai puțin de 3 minute pentru echipa lui Jon van den Brom. Johansson, în vârstă de 22 de ani, luat în 2011 de la Kalmar cu 1,5 milioane de euro. El poate juca și mijlocaș dreapta, să nu ne surprindă că va urca foarte mult. Centrare periculoasă a lui Budescu și este gol! Astra! Boldrin reușește să provoace, în opinia mea, autogolul lui Sergio Rochet. Din golkeeperul uruguayan, balonul a ajuns în poartă în acest minut 25. Astra reduce din diferență. Încă o dată centrarea lui Constantin Budescu în stilul personal al decarului de la Astra Giurgiu. Boldrin trimite cu capul în fața porții și din Sergio Rochet balonul ajunge în poartă. Boldrin, Moraes bate scurt, Junior Moraes pentru William de Amorim, pasă pentru Budescu, Enache fața porții, gol! Aduce egalarea pentru formația lui Marius Șumudică. Asta înseamnă să crezi în șansa sa, în șansa ta. Asta înseamnă să crezi în Astra ta. Iată pasa lui William de Amorim. Budescu se afla și el în poziție regulamentară. Enache trimite în fața porții. De acolo Ali Bek expediază balonul sub bara transversală. Găman a pus și el acolo piciorul, dar Ali Bek, atacantul, a fost mai iute. Primul gol din acest sezon al Europa League pentru Denis Ali Bek, însă trebuie precizat, el a jucat pe acea parte. Budescu a dat o pasă decisivă, să spunem, la autogolul lui Rochet. Centrare pentru Dante! În al treilea minut al prelungirilor primei reprize.
viteze. Mai devreme spuneam că prin intrarea lui a crescut media de înălțime a formației lui Șumudică. Execuție surprinzătoare, execuție specială a lui Iebudescu, dar priviți și șutul lui Alexandru Dandea. De-a lungul carierei sale, Dandea a jucat fundaș central și mijlocaș defensiv, trimite aici năpraznic. Atenție din prima, din centrarea lui Constantin Budescu și reușește să-și aducă echipa în avantaj. Cine ar fi crezut?